Bună seara, stimate telespectatoare și stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Fapte și Vorbe, în discuția prealabilă pe care o am avut-o cu colegii de platou. Ne gândeam cu ce să începem. Eu le-am spus să începem de la zero, adică este un moment zero pentru administrația locală a municipiului Alba Iulia, pentru că se sfârșește o epocă și începe, sper că nu altă epocă, începe o altă perioadă. Asta este știrea zilei până la urmă. Astăzi în ședința de Consiliu Local, domnul ex-primar de astăzi, Mircea Hava, și-a prezentat demisia de care a luat notă acest onorabil și extraordinar de impresionant din punctul de vedere al calității vorbelor și faptelor care caracterizează Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia. Am în această seară invitați în studio pe domnul Gheorghe Beleiu. Bună seara, domnule! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara. Am înțeles de la dânsul că este în calitate de cetățean al municipiului, fapt pentru care îl prezentăm ca atare, și domnul om de media și dârz luptător pentru emanciparea democrației în municipiul Alba Iulia, domnul Alexandru Cristorian. Bună seara, domnule Alexandru! Bună seara și dumneavoastră și invitaților și telespectatorilor. Și pornim de la zero. Păi începem cu sfârșitul. Începem cu democrația zero. Cu sfârșitul epocii Mircea Hava. Pare cumva sfârșitul unei epoci, însă deloc nu e. Am asistat astăzi în ședința de Consiliu Local la un... Mă rog, eu poate că am un spirit mai critic și mai pamfletar, dar a fost așa un fel de combinație de fie miștocăreală cu seriozitate, dar părea așa rupt dintr-un film, nu știu, din Goodfellas, dintr-un film cu mafioso, cu băieți, cu... Adică omul ăsta pleacă la Bruxelles, se înmânează o diplomă de participare, știți cum e, cam filmul cu BD. Diploma nu cântă, domnul primar, mulțumim. Dar, cum să vă spun, deci toată șarada asta, pentru că a fost o regie ieftină, viceprimarul, alesul inimii, viitorul, deja știm, de 10 ori s-a prezentat în ședința de Consiliu astăzi, spunând despre el că e primar, deși nu e primar încă Paul Voicu. Trebuie să treacă de un vot ca să ajungă primar interimar și de votul populației pentru a ajunge primar pe bune, Doamne ferește. Doamne ferește, de ce? Numai că plângea, pentru că îl știm foarte bine și știm realizările. Ea, cum să spun, i-a creat o mică statuie din cuvinte, i-a meșteșugit acolo 3 epitete, numai că n-a lăcrimat puțin... plin de emoție, Mircea Hava s-a ridicat, le-a mulțumit, a spus tuturor, vai, cât de bine plec, dar nu plec, de fapt rămân cu voi, o să vin aici, am grijă să fie, să facem să fie bine. L-a luat în brațe pe Paul Voicu, l-a pupat, așa, s-au pupat pe obraz, exact ca în filmele cu mafioso. După care s-a apucat să-și împartă bezelele oricărei critici, pentru că asta e un fel problema cu administrația asta locală. Nu doar că reacționează prost la critică, însă, cum să spun, se enervează de-a dreptul. Dacă l-am auzit astăzi pe deja fostul primar, niște, cum să spun, niște fraze, domnule, îți stă mintea în loc, noaptea minții. Toți cei care mă critică sunt proști. Asta le enervează cel mai tare pe domnul primar, că toți sunt proști. Sunt proști și proștii pe el nu-i suportă pe proști. Bine, și că... Oricine dă în el, și asta sunt cuvintele lui, există firmele de acolo, oricine dă în el, în sensul de a da în el, nu fizic vorbesc, ci de a-l critica, dă în Alba Iulia. Deci omul ăsta se identifică cu orașul, practic, un fel de letat semoa, dar așa, sătucul sunt eu. Tătucul. După care, bineînțeles, criticii și cei care ar fi văzut alte posibilități decât alesul inimii sale, în sensul de... susținătorii lui Gabi Pleșa, și Gabi Pleșa, care stătea mâc sărmanul acolo lângă el și numai că lăcrima de nervi, probabil de supărare, l-a făcut cățel, l-a făcut nu știu ce. Deci, cum să vă spun, Mircea Hava încearcă în discursurile publice
să aibă umor, însă e un fel de umor din ăsta lipsit de glumă. Și ajunge, cum să spun, adică sigur mai sunt lucruri de făcut, dar eu v-am pus drumul, voi mergeți înainte, adică trăim parcă așa, un fel de, nu știu, e o butaforie, tot acel consiliu local în care vine și domnul primar Mircea Ava, tot orașul ăsta este vraiște, iertați-mă, pică cetatea, n-avem parcări, n-avem aia, nu este, deci la prima ploaie mai mare ne trebuie gondole și putem să invităm comisia de la Veneția. În schimb, aflăm de la primar că totul e bine, suntem cei mai, nici bureții din pădure nu absorb așa fonduri europene, nici alea, totul s-a făcut, este, iertați-mă, dacă mergi oriunde în lumea civilizată și vezi un orășel, un orășel, că Alba este un orășel de 50-60 de mii de locuitori și vezi cum este aranjat, cum este așezat de la norme de urbanism, parcări, străzi, locuințe, cum se construiesc toate, veți avea o imagine, o imagine a unui oraș normal. Și apoi venim și ne lăudăm cu Alba Iulia, singura noastră scuză, cum să spun scuză, singurul motiv cu care ne putem lăuda cu Alba Iulia este că există și cu Gir, există și Taylorman, Alexandrian Taylorman, și Giurgiu, și mai știu eu ce orășele prin Moldova. Și atunci, evident, comparându-ne cu orășele alea, totul e dulce și frumos și mireasmă, da? Și absorbim fonduri europene și aflăm că cine știe ce onești, n-a absorbit nici 1000 de euro. Și aoleo, ce frumos sunt, ce buni suntem noi că absorbim fonduri europene. Ok, s-au întâmplat și lucruri bune, dar să avem impresia că după 25 de ani de mandat, de dinastie Mircea Hava, orașul ăsta este acolo unde trebuie, arată o naivitate. Iar declarațiile domnului deja fost primar, cum că oamenii au vorbit de fiecare dată la vot, sigur, au vorbit, însă au fost mereu, mereu, de fiecare dată, la fiecare alegeri, văduviți de o alternativă reală, pentru că atâta timp cât e vina noastră, până la urmă. E vina celorlalte partide, iertați-mă, corect, pentru că n-au fost în stare să vină cu un candidat viabil și apoi este vina noastră că nu am fost informați. Pentru că toate voturile, tot ce s-a votat aici, oameni, consilieri locali, partide, s-au făcut în necunoștință de cauză. Oamenii nu știu și doar, cum să spun, se enervează și devin atenți la probleme doar când sunt probleme care îi afectează pe ei în mod interesul direct. Personal. Cum s-a întâmplat cu parcările? În momentul în care au aflat în centru că sunt doar 200 locuri de parcare scoase la mezat de către primărie pentru 500 și de apartamente, toată lumea a vuit, toată lumea a devenit absolut interesată de problema civică. Repet, într-o țară normală, oamenii normali nu sunt neapărat 100% implicați în viața politică a orașului și în ce se întâmplă. Dar de ce? Pentru că au garanția că oamenii care ajung în posturi din primărie și în administrația publică își fac treaba. Nu sunt acolo mătuși, unchi, veri, prieteni, rude, lipitorul de afișe de la partid, mai știu eu ce, sinecuriști, că este o ceată de sinecuriști în toate instituțiile publice. Și au garanția, oamenii în străinătate, zic, în lumea normală, civilizată, au garanția că instituțiile publice își fac treaba. La noi, în schimb, avem un sistem public căpușat de-al capul al fine, nu poți accede niciun post, credeți-mă, am prieteni, cunoștințe care au dat examene peste examene și peste tot funcționează vechea de-a cui ești, pe cine știi, ce telefon s-a rezolvat. Și asta e marea problemă. Și atunci, sigur că oamenii nu sunt informați și nu știu exact care sunt problemele orașului, pentru că odată acei nu au acces la instituțiile publice, că există o camarilă, cum să spun, o nomenclatură nouă, informația circulă doar la nivel înalt, presa locală este... Care s-a învechit, camarilă nouă care s-a învechit. Avem niște departamente de PR ale instituțiilor publice, instituții media locale, nu vreau să zic de televiziunea asta, pentru că sunt aici și pot să povestesc asta, aparent e un loc liber, există presă scrisă, în schimb și radio, în care se investește masiv de către instituțiile publice. Consiliul local, primăria, Centrul Augustin Bena, Teatrul de Păpuș, Biblioteca Județeană, toate primăriile pompează sute de mii de euro în aceste instituții publice ca să publice comunicate de presă, laudă, purtătorul de cuvânt îl laudă pe primar, viceprimarul pe celălalt viceprimar, așa, un deșanț jurnalistic care nu are nicio treabă cu jurnalismul și cu scopul de a
de a informa oamenii. Stimate domnule Alexandru, vă mulțumim că până la urmă ați făcut o radiografie a celor 20 de ani de foarte scurtă, da, e, să zicem așa, pastila care poate ar fi trebuit astăzi prezentată, să zicem așa, în contrapartidă, în Consiliul Local. Domnule Beleu, în calitatea dumneavoastră de cetățean liberal, celelalte capitale, ce ziceți de acest flash așa focusat al domnului Cristorian, apropo de ăștia 20 de ani de administrație locală Mircea Hava? Dumneavoastră ca cetățean, da, din punctul ăsta de vedere. Din punctul ăsta de vedere e o sinteză așa făcută în oglindă la ceea ce s-a întâmplat în 25 de ani în Alba Iulia. Acum, pe mine mă miră foarte mult că un oraș ca și Alba Iulia nu, de-a lungul celor 25 de ani, uite, un sfert de secol, nu a avut o alternativă. Și de ce oare n-a avut o alternativă? De fiecare dată la alegeri, dacă te uitai, nu exista nici un candidat viabil care ar fi putut câștiga alegerile, în contrapartidă cu fostul candidat, fostul primar, fostul edil. Și atunci te întrebi, este un joc în spate? Sunt interese? Păi cam aici, uitați-vă că nu se mișcă absolut nimic. Totul merge în același sistem. Aici e un sistem, e un sistem întreg. Iar cetățenii, săracii, așa le spun eu, din punctul ăsta de vedere, nu gândesc și nu votează liber, decât o foarte mică parte dintre ei. În rest, sunt duși la vot să voteze un anume cetățean. Oamenii nu știu de ce. Știu că așa trebuie să voteze. Ei, lucrurile astea sunt ceva de trecut, care nu există într-o democrație normală. Noi, practic, eu am mai spus de multe ori lucrul ăsta, noi trebuie să intrăm în normalitate. Noi nu suntem în normalitate aici. Spunea colegul de platou că a văzut scene desprinse din parcă din filmele cu mafioți. Deci noi nu suntem într-o normalitate aici. Într-o democrație există votul cetățeanului, există o exprimare liberă, există o implicare a cetățeanului, există o responsabilitate a administrației publice locale. Păi uitați-vă ce înseamnă Alba Iulia. Ies cu bicicleta, cu familia, prin cetate, seara. Dom'le, nu mai poți să stai cum se întunecă de țânțari. Păi nu se poate. Crezi buruienele de un metru și unii se duc și își iau diplome și nu știu pentru ce le primesc acele diplome. Adică, păi le dau între ei, domnule. Adică, și le dau între ei. Și noi la sfârșit de emisiuni vorbim cu regia să rezolve cu urgență toți la imprimantă trei diplome și ne dăm. Cel mai gras, cel mai bărbos și cel mai înalt. Da. Și am rezolvat problema. Exact. Te duci în partea de sus a orașului unde oamenii de bine de rău au început să-și construiască case, s-au dezvoltat străzi. Dom'le, nu există o infrastructură acolo făcută de administrația locală. Dezvolți orașul prin noroaie. Nu există canalizare. Nu există... Mie mi se pare că orașul ăsta, în loc să evolueze din punct de vedere urbanistic, a involuat. Uitați-vă, sunt străzi unde nu încap două mașini pe ele. Ce mai discută? La fel se construiesc străzile în continuare. Te duci în primărie, spre exemplu, te duci la impozite și taxe să ceri o adeverință, zice, domnule, terenul ăla mi-l trebuie că e în intravilan. Păi zice, domnule, trebuie să vii să-l declari. Păi dar stai un pic. Departamentul ăsta nu face parte din primărie. Nu prin hotărâre de Consiliul Local a ajuns acolo în intravilan. Deci nu funcționează departamentele între ele acolo. Nu știe stânga ce face dreapta. Te trimite de la camera șase la, dau un exemplu, la altă cameră să-ți dea o adeverință, să spună ăla, colegul de dincolo de panou. Vă trimite pe dumneavoastră, domnul Beleiu, că dacă, care pe oral nu știți pe cineva în primărie, dacă ați fi știut pe cineva în primărie, ați fi mers repede și s-ar fi rezolvat. Dom'le, pentru asta că trebuie să funcționeze pentru toată lumea. Deci imaginați-vă, astăzi a existat un proiect, nu vreau să-l laud eu pe Mircea Trifu departe de mine, ideea că l-am criticat de 100 de ori. A existat astăzi un proiect de hotărâre inițiat de omul ăsta, de Mircea Trifu, care e un consilier independent. Și spune așa, introducerea unor taxe pentru eliberarea, pentru eliberarea unor acte de urbanism în regim de urgență. Sigur, în justificarea lui de motive spunea că domnule va lua presiunea de pe angajați și trala.
Evident că nu există o presiune în sensul de volum de muncă. Nu va scădea volumul de muncă, nu vor scădea orele, la fel de multe dosare și cereri se vor depune pentru eliberare de acte de urbanism. Autorizație de construcție, etc. Însă ce ar fi făcut acel proiect ar fi fost să elimine atențiile. Adică și sistemul ăla de pile, relații și așa mai departe. Pentru că oricine vrea o hotărâre, are nevoie de o decizie, de un act și nu are timp să stea 30 de zile, dă, merge pe firul scurt. Pe cine știi, pe ăla, ăla știe, pe ăla se duce și vorbește și vin hârtiile în 3 zile. Acele taxe de urgență se plătesc și acum. Singura diferență este și că ele nu se plătesc în mod legal și nu intră în bugetul localității. Asta e tot. În rest, ar fi fost normal, vrei actul în 7 zile și nu în 30, plătești o taxă de urgență, asta e. Și nu mai trebuie să mergi pe telefon. Pentru că ținând oamenii așa, aici e și o șmecherie pe care o face primăria. Pentru că îi ține pe mulți dintre, și repet, acte de urbanism, autorizații de construcții și așa mai departe, au nevoie oamenii care au bani și care construiesc și care investesc și care pot ajuta o campanie și care pot vorbi cu alți oameni, pot dona și așa mai departe. Ținându-i pe ei cumva în lesa asta de a avea nevoie de firul scurt cu instituția, țar cu sistemul, îi ții de fapt legați în sistem. Nu le ofer posibilitatea de ce să stea la 30 de zile. Dacă are nevoie de hârtii în 7 zile, să plătească. Oamenii, aceiași oameni de acolo lucrează prioritar pe chestia aia și nu pe ce li se spune de la șef sau de la telefonul scurt. Asta e toată diferența. Bineînțeles că acel proiect de hotărâre de Consiliul Local nu a trecut, pentru că urmărita stăpânirea orașului a hotărât că nu. Gașca de cei 12 consilieri ai PNL au votat nu. Motiv? Nu există motiv, nu e oportun, nu vrem, nu e bine că sunt 30 de zile, deși arhitectul șef le-ar fi spus că e posibil, ar însemna poate un volum de muncă mai mult în anumite zile, în anumite chestii, dar e ok, se putea face, nu s-a votat și nu o se facă, pentru că funcționează telefonul, pila, pe cine știi. Și asta e o administrație, așa îi ții pe cetățeni legat ombilical. Adică interesul lor devine interesul tău. Nu, cred că i-aș reformula, domnul. Mă rog, interesul lor devine să fie devine... în continuare acolo să le rezolve problemele. Exact. Că de fapt, cred că în zona asta am vrut să duc și titlul emisiunii cu Democrația Zero. Ajung la concluzia că, într-adevăr, exact cum spune domnul Veleu, suntem anormali, dar e atât de profundă și de emancipată normalitatea că normalul pare nebunie. Adică ceea ce spunem noi, eu dacă stau acum așa ca spectator și vă ascult și mă pun în pielea autorității, autoritatea eu să, domnule, iară vin ăștia să spună asta, povești, domnule, totul este perfect, totul, pentru că din punctul meu de vedere autoritățile locale, nu numai la Alba Iulia, în multe, și în zonele rurale, lucrează la imagine. Deci dacă într-adevăr administrația Alba a performant în 25 de ani, din punctul meu de vedere, într-un anumit domeniu, este domeniul imaginii. Deci atât de mult s-a lucrat pe imaginea care s-a vândut în afară, atât în țară cât și în străinătate, pentru administrația locală Alba Iulia, încât dacă vine un om care are noroi pe stradă, care are exact problemele care zice domnul Beleu, că ne-or năpădi burăienile din cauza, vezi, doamne, că n-or câștiga cine-o trebuie licitațiile la un moment dat, și domnule, voi sunteți anormali. În Alba Iulia totul este ok. Și este adevărul. Dar culmea este că eu nu întâlnesc pe stradă oameni care să spună, domnilor, într-adevăr, e ok. Nu știu, cred că există două ziduri ale plângerii în orașul ăsta, să mă ierte Dumnezeu. Un zid al plângerii al cetățeanului de rând și mai există un zid al plângerii al preamăriților. Și e unii care, din nefericire, cred că se duc și la unul și la altul. Dar aș vrea să venim la ceea ce ne-am propus inițial. Apropo de emisiune, ne-am propus să discutăm cel puțin o problemă care în intervalul, în urmă cu, eu știu, o săptămână, două, a ținut capul de afiș al agendei locale. Problema parcărilor, și o să rog regia să ruleze în background-ul studioului imaginile, pentru că ele ne aduc aminte de trista vreme în care ne așezam la coadă la lapte, la ouă, la benzină. Coada generată de hotărârea primăriei de a scoate la mezat locurile de parcare din jurul blocului 280. Asta în contextul în care, uitați, o temă care ne demonstrează, domnule,
Agenda cetățeanului nu este agenda administrației locale. Parcarea. Bun, acum, sigur, sunt niște vremuri de tristă amintire. Pentru mine personal chiar mă amuzam că am stat la coada asta vreo 27 de ore, deși nu am mașină, dar prietena mea are și am stat 28 de ore acolo să fim siguri că primim unul dintre cele 209 locuri arondate pentru 500 și de apartamente. Într-un fel, acum dacă vreau să iau partea bună, eu având 7 ani la Revoluție nu țin minte chiar cu așa mare tristețe și eu când am reușit odată să cumpăr eu când am reușit în clasa 1, cred, în 88 am reușit să cumpăr de la magazinul chiar din spate la 280 3 pachete de unt, stând la coadă vreo 2 ore până au venit ai mei acasă de la serviciu. M-am dus acasă, zici că eram câștigasem premiul Nobel pentru pace. Atât de fericit eram că am reușit să prind 3 pachete, în condițiile în care se dădeau câte 2 pachete de om, dar m-a văzut vânzătoarea aia mic și roșu la față cum eram și mi-a dat 3 pachete. Bun, alții, cei care au trăit într-adevăr vremurile alea, le țin minte și sigur că nu este deloc normal ca în 2019 să trească să stai la coadă 24 de ore pentru un serviciu pe care ar trebui să-l ai, care e o normă, oriunde. Ceea ce face primăria Alba Iulia cu parcările în Alba Iulia, cu cele care sunt, pentru că trebuie spus clar, parcări noi nu se construiesc. În tot centru, din ultimii 10 ani, nici te știu, a fost amenajată o singură parcare, cea din față de la Roberta, de la magazinul Unirea, în care au fost investiți 1 milion de euro, un contract, o atribuire directă cu dedicație firmei Elis Pavaje, firma prietenă, eternă prietenă a primăriei, iar acea parcare, după 1 milion de euro investit, produce undeva 10-15 lei pe zi, pentru că nimeni nu parchează acolo, pentru că sunt parcări cu ora, iar oamenii care lucrează la băncile din zonă și tot, nu sunt nebuni să plătească în fiecare zi 8 ore de parcare cât stau la serviciu, 9 ore, și evident nu sunt ocupate, e mereu goală. În rest, nu au fost create parcări. Și atunci să vii, să spui, domnule, vrem să civilizăm oamenii, că trebuie oamenii să înțeleagă că parcarea nu e un serviciu gratuit și că trebuie să plătești o taxă. Perfect de acord, toți trebuie să plătim într-un fel sau altul, oricum plătim deja taxe și impozite. Categoric. Dar vreau să plătesc pentru ceva ce există. Cert. Și apoi, pentru ceva ce e în condiții normale. Ori să vii să spui că există 209 locuri de parcare pentru zona din centru, arondate unui număr de 530 de apartamente, și să spui, ok, primul venit, primul servit. Nu un sistem de, nu nimic, primul venit, primul servit. Stați la coadă, băieți. Normal că vei crea aceste cozi și să stau cu zile la coadă, cel puțin în centru, oamenii de acolo, că am fost și eu acolo, au fost câțiva tineri, câțiva oameni, au reușit să organizeze o chestiune minunată. Deci oamenii atât de civilizați au fost încât seara s-au făcut liste și listele alea au fost respectate. S-au făcut echipe de oameni care să stea, să nu vină alți oameni să spargă lista cum ar veni, să rupă coada, oamenii în vârstă li s-a spus dacă vreți mergeți acasă, nu vă simțiți, oricum sunt echipe care stau pe intervale de câte 4-5 ore, s-a stat până dimineața. O parte au rămas 26-27 de ore. Deci am avut o probă de civism acolo la coada asta, pricep. Da? Da, da. Și vă spun că am fost acolo în față și 230 de oameni au intrat într-o oră și 20 de minute încât oameni de la registratură nu făceau față, pentru că nimeni nu s-a împins, nimeni nu s-a băgat, toată lumea știa numărul de pe listă, știa numele, era strigată lista, se strigau câte 8 oameni, cum ne-au zis cei de la poliția locală. Repet, cei de acolo s-au mișcat dimineața bine, oamenii, funcționarii. Există în orice instituție și în primăria Alba Iulia există oameni care își fac treaba, ok și normal. Nu sunt oamenii care au deciziile, în schimb. A, bine, eșalonul 3. Da, nu sunt oamenii care au deciziile. Toată lumea de acolo, discutând toată noaptea, timp de 26 de ore, cât am stat acolo, 28 de ore, au fost două concluzii mari. Mari. În primul rând, dacă nu există locuri de parcare suficiente, nu ar fi trebuit să le scoată la mezat. Primul rând ar fi trebuit să construiască parcări și apoi să vină să împartă. Și doi la mână a fost problema cinematografului Columna și a terenurilor din zonă, de pe terenul, spre exemplu, cu piața Ile, unde era piața agroalimentară, cea ilegală. Fosta gară. Da, fosta gară Mocănița, unde primăria a amplasat ilegal, absolut ilegal, piața aia a funcționat fără niciun aviz și de la primărie mi s-a spus că mai decât deloc, mai bine așa, pentru că firma cu care au lucrat la piața din centru, din spate, a construit o chestie de 6 luni în 4 ani și
acolo nu se pot face parcări. Toți au întrebat de ce nu se fac acolo parcări pe spațiile respective. De ce nu se dărâmă cinematograful Columna? Între timp am aflat care e problema, e în continuare la România Film S.A. care ține de Ministerul Culturii, o harababură instituțională, și de ce nu se fac pe terenurile goale ale primăriei? Păi pentru că pe terenurile alea așteaptă niște samsari imobiliari la orizont, să cineva să-și ia ochii, să stea puțin în liniște și să fie vândute niște terenuri licitație cu dedicație, cum se întâmplă în primărie. Astăzi, chiar azi am văzut o încă încercare de a scoate acel teren la vânzare, licitație cu dedicație. Organizăm o licitație ca să câștige o doamnă anume care a cerut să ia terenul. Este fabulos. Numai în primăria Alba Iulia. Se întâmplă curent chestiunea asta. Domnul avocat, nu știu dacă ați avut timp să vă familiarizați nițel cu ceea ce înseamnă acest regulament de arondare a parcărilor rezidențiale în Alba. Din punctul de vedere al omului care instrumentează regulile, să zicem așa, cum vi se pare toată nebunia asta cu parcarea din Alba? Păi, în primul rând, trebuie pornit de la acea idee și mă gândeam și înainte și uite că și oamenii acolo la rând au ajuns la concluzia asta, domnule, întâi faci locuri de parcare, creezi locuri de parcare, creezi spații de parcare și apoi le scoți la, cum spune regulamentul, la licitație. Ori nu cred eu că se va face licitații pe aceste locuri de parcare. Ele nu sunt suficiente, adică dacă te uiți în fața tribunalului acolo, aia între tribunal și Hotel Transilvania, ai acele, eu vă spun între colegi cum discutăm, acele cavouri, că sunt niște cavouri, niște patru latere sau nu, cu margini, toate marginile rupte de mașinile care s-au frecat de acele patru latere, care ocupă încă vreo 30 ceva de locuri. Ori zona respectivă poate fi amenajată și cu o parcare subterană, acolo se poate construi, se poate construi o parcare supraterană. Dacă te uiți lângă BRD în partea cealaltă, spre Casa de Cultură, spre Poliție încolo, acolo ai foarte mult spațiu neutilizat. Despre spațiul respectiv vorbea și domnul Alexandru. Da, dar e și cel sus aici, unde a fost piața. Da. Deci peste tot, acolo sunt noroaie, buruieni, și se primesc diplome în continuare de foarte multe fonduri absorbite, foarte multe fonduri europene. De bun administrator ai municipiului. De bun administrator ai municipiului. Ori chestiunea asta cu acele spații care acum înțeleg că sunt ținute pentru anumite persoane spre a fi cumpărate sau închiriate la licitații sau concesionate cu dedicație, foarte grav. Fiindcă orașul ăsta nu este moșia cuiva. Eu așa înțeleg, este o urbe care are spațiile publice necesare și care trebuie să fie folosite de toți cetățenii acestui oraș. Deci trebuie să avem o viziune urbanistică și administrativă pentru... Păi, dar unde suntem? Unde... Păi, domnule, nu suntem în Sicilia anilor 60, iertați-mă, adică... Când vă aud, domnule, nici măcar acolo. Serios, nu, dar parcă mă vreți să derulați, cel puțin pentru mine, un film science fiction, viziune. Ce viziune, domnule? Aici se lucrează la comandă. Aici, eu repet, din punctul meu de vedere, acest oraș a fost și este, încă nu știu cât o mai fi, o mai îndura orașul, adică orașul, oamenii până la urmă, o mai îndura starea asta, acest oraș a fost și este condus de o gașcă. Bine, din punctul meu de vedere, asta este realitatea și atunci se face, așa cum zice domnul Alexandru și trebuie să-l citesc și apreciez că am preluat un termen de la dânsul care se pare că l-am cam uitat, principiul parandărătului. Lasă, cum îi zice, administrația locală să studieze. Deci, acolo unde avem parandărăt, facem, unde nu avem parandărăt, nu facem nimic. Și apropo de chestia cu parcările, că mărturisesc că mi-a plăcut ideea dânsului, nu avem parcări, că la parcare nu este parandărăt. Drept dovadă că nu este parandărăt, uitați, am avut săptămâna trecută. Bine, eu aș lega puțin momentul, n-am știut, am fost plecat, în fine, asta a fost contextul. Dom'le, mie mi se pare de o simbolică super interesantă. Momentul respectiv și momentul de astăzi, eu le-aș pune cumva în oglindă. Adică, în proximitatea unei primării care astăzi a oferit un premiu pentru 25 de ani de activitate, pentru un cetățean care îi doresc sincer multă sănătate, în săptămâna trecută sau cu două săptămâni, că nu cunosc momentul când, cred că acum două săptămâni a fost, exact, s-a reprodus 24 de ore această scenă pe care eu personal am trăit-o din plin și nu o uit, statul la coadă.
Pe 20 a fost. Pe 20, înseamnă că vreo câteva perioada a fost 20-28, perioada oficială de înscriere, și din data de 19 s-a stat la coadă. Deci acolo sunt alegătorii care, mulți dintre ei sunt convins că au pus umărul la acești 25 de ani de administrație Mircea Hava, iar după 25 de ani de administrare a orașului de către onorabila echipă de la primărie Alba, am ajuns să stăm în stradă ca să prindem și noi un loc de parcare. Deci mi se pare, cum să zic, mi se pare... Oamenii de acolo au fost extraordinari, vă spun, credeți-mă. Eu că am stat acolo, v-am zis, nu pentru mine, prietena mea are mașină și pentru ea. Eu, de exemplu, dacă am apartament și n-am mașină... Înseamnă că Alba Iulienii sunt extraordinari, pentru că ea sunt riverani. Nu toți, repet, nu, au existat alte cazuri, am fost informat. De exemplu, mi s-a spus, băi, mergi cu 24 de ore înainte, cel puțin, pentru că se va face coadă în alte zile, la alte parcări, că se dau așa pe termene și pe zone. În alte situații a fost coada cu mult mai mult timp înainte și cu două zile s-a stat. Mi s-a spus că în alte părți pur și simplu au intrat și s-au bulucit oamenii încât a trebuit să vină poliția locală. Eu acolo cât am fost am informat, am sunat și la domeniul public și la primărie și l-am spus, băi, uite, sunt oameni, deja stau la coadă, ar fi bine să vină cineva de la poliția locală să prevenim orice situație în care să ajunge la... Au venit și oameni de la poliția locală, a venit și domnul Ilcu într-un final. Oamenii și-au făcut treaba. A venit domnul Gabi Pleșa, singurul care a încercat să discute cu oamenii, să le explice, deși nu era el autorul acestui sistem al parcărilor, însă el e aruncat în față când e vorba de probleme nasoale. Da, când nasoale, e vorba de comunicare, da. Și în rest, în spate, semnează alți oameni. Eu vin și mă întreb acum, dacă sunt în jur de 200 de locuri de parcare acolo și vreo 500 și ceva de apartamente, înțeleg. Da, reală chestia. Reală chestia. Și eu cred că e mașină mai la fiecare apartament sau dacă nu, la unele sunt două mașini. Ce faci? Ce fac ceilalți oameni? De ce întreb asta? Să ne gândim că în măsura în care acele locuri nu sunt concesionate, nu toată lumea e tot timpul acasă și se rotesc. Unii sunt plecați în concediu, alții la serviciu și așa mai departe. Tot timpul găsești un loc undeva. Ei, în momentul când vor fi concesionate, de la ora 16 după masa până la 8 dimineața, acele locuri vor fi ocupate. Tu vii, poate vezi 8, poate vezi 10 libere, dar acolo nu te poți duce că poate primești o amendă. Și atunci ce faci? Ce fac ceilalte sute de oameni? Deci eu vă spun că am discutat cu un cetățean care n-a reușit să stea la coadă pentru că pur și simplu nu-i permite serviciu, și dânsul și soția dânsului sunt persoane active, n-a stat la coadă. Și l-am întrebat, domnule, dar cum te descurci? Păi zice, o să fac ce am făcut și până acum. Deci eu, de când m-am mutat acolo în 280 de ani de zile, niciodată n-am îndrăznit să vin cu mașina să mă parchez în zonă. Mă duc și o las pe terenurile care sunt acolo libere, pe fosta piață, sau poate mai prin la electrică, deci eu acolo las mașina, însă mă întreb cine are copil. Înghesuială a fost mereu, credeți-mă. Sunt convins. Seri în care mergem acasă sau seri după mese în care ieșim, vrem să mergem undeva și preferăm să mergem fără mașină pentru că știm că pierdem locul de parcare. Însă lucrurile au funcționat într-un fel sau altul, mai greu, tacit, mai împins. După care a venit acest timp și evident a bulversat multă lume. Și noi ne-am parcat mașina în altă parte, însă seri, la rând. Însă dacă nu ai acele locuri, evident că ai indus această teamă în oameni, repet, tocmai pentru asta că nu le poți parca. Și toți au zis, cum să spun, impresia generală a oamenilor era următoarea. Dom'le, dar dacă funcționa cât de cât și nu sunt destule pentru toată lumea, de ce să schimbi un lucru care nu e perfect, dar într-un fel sau altul funcționează, cu o nouă normă? Pentru că, repet, motivația financiară nu există. 210 locuri de parcare ori 120 de lei locul de parcare pe an ne duc undeva la salariul lui Mircea Hava pe 38 de zile. Da? Deci nu asta este sursa de venit cu care primăria Alba Iulia își rezolvă deficitul, acele 200 locuri de parcare, da? Mai apoi, iertați-mă, când au venit oamenii acum câteva luni de zile și au marcat locurile, că nu erau, deci Lolec și Bolec, iertați-mă, zici că trăiam în filmele cu proști. Într-o dimineață ne-am trezit și la ora 6, poliția locală cu hârtie peste tot, întinsă, poliția locală, nu mai trece nimeni. N-au anunțat din timp, vedeți, că vine cineva să marcheze, să nu. Da? După care ce să credeți? A început să plouă.
două zile a plouat și a stat parcarea cu bandă de la poliția locală goală și, și poliția locală stătea să păzească o parcare goală timp de 3 zile. Ca în filmele cu proști. Și bine, având... cu... Sigur, polițiștii, acei oameni de la poliția locală n-aveau nicio vină, i-a trimis la serviciu să păzească acolo, da? Dar atât ai duce mintea pe oamenii ăștia care conduc. Au, iertați-mă, au venit niște oameni, nu știu ce firmă a făcut, că nu m-am interesat, dar sunt oameni cu două mâini de stânga. Dacă mergeți în centru să vedeți, o linie nu e dreaptă. Au făcut parcări sub formă de trapez. Mai apoi, pe tot blocul, partea de sus, erau parcate mașinile în diagonală. Până la jumătate, au trasat în diagonală, după care probabil nu au mai avut vopsea la ei și le-au trasat pe lung. Și au dispărut vreo 10-15 locuri de parcare. Au trasat, v-am spus, acele parcări sub formă de trapez, locurile 37-38, și-au dat seama că nu există mașini sub formă de trapez și n-ai cum să... Nu este mașină cu 2 metri și 10 în față și la roțile din față 1,20, doar și atunci le-au șters și au desenat una lângă și una nu mai este. Locul 37 nu există. Da, bine, ei, ar fi interesant, doar o fi animate. Existând vreun proiect, ceva, vreo schiță ar fi făcut. Dom'le, nu știu, au schimbat și sensul de mers, nu este o săgeată dreaptă, deci cred că omul ăla plecase după câteva șprițuri cu ăla, s-a plimbat acolo. Vă spun sincer, lumea se uită și e ridicol, adică să nu poți să trasezi niște locuri pentru numele lui Dumnezeu. Parcări, unele mai înguste, altele mai late. Sunt parcări, le-au făcut atât de lungi încât o mașinuță, o berlină mică intră, mică, vorbesc de categoria, nu mă pricep foarte bine la mașini, dar mă rog, un Matiz intră ok, în schimb un Ford mai lung Break sau o Dubă nu intră. Un Passat. Probabil, nu, poți, ne luăm biciclete fiecare, motociclete și le parcăm alea, alea au loc. Dar mașinile normale nu. Și atunci vă dați seama că sunt mulți oameni care au cerut locul ăla, adică au fost oameni și au zis, bă, mie nu-mi încape mașina, deci eu vreau acolo, nu pentru că nu. Deci mi-e trebuie un loc, unul dintre alea mari, că am mașină mai mare. Altul care are mașină mică zice, eu sunt ok și cu ăsta. Dumnezeu, o parcare trebuie să aibă o dimensiune standard. Adică trebuie niște reguli, adică la modul serios. Am înțeles, trebuie să existe niște reguli care nu se respectă. Asta apropo de cum au văruit orașul referitor la parcări. Există o interdicție la nu știu câți metri de orice intersecție, nu faci loc de parcare. Am avut o discuție cu un domn care, cu un domn care lucrează la circulație, așa, și mi-a zis, domnule, am considerat că putem să facem o excepție. Domnule, asta e o nebunie a nebunilor. Ce spune regula? Nu se poate la 25 de metri, cum ziceți, că dumneavoastră... Cu excepția situațiilor în care se poate. Aici e problema. Deci cam așa e. A, deci probabil că există o virgulă... Cu excepția situațiilor în care se poate și e nevoie. Unde există vizibilitate, probabil. Păi, vă spun foarte clar, am avut o speță cu un client a cărui mașină a fost ridicată, că era mai aproape de 25 de metri de o intersecție, pe o stradă lateralnică, unde nu așa, a fost ridicată mașina, ca... pe parcursul procesului la mai puțin de 25 de metri să fie marcate parcări acolo. Deci, acum sunt valabile, e ok parcare, dar înainte s-a ridicat mașina. Sunt niște... Da, în timp ce discutați, mă gândeam așa, uite, domnule, după 30 de ani, după regimul comunist, după 30 de ani de democrație, de ce o fi la noi? Că, de zero barat, domnule. Așa, 30 de ani de zero barat. Da, după 30 de ani discutăm de locuri de parcare, lipse de locuri de parcare și de oameni care stau la rând ca înainte de 89 la salam și la unt, de buruieni care cresc de un metru și ceva, de lipsă de infrastructură pe străzile care s-au dezvoltat în acest municipiu. Mie mi se pare că e de plâns ceea ce se întâmplă aici și eu. Cu buruienele să stați liniștiți, s-au semnat contractele, cele două firme prietene vor încasa câte 1 milion de euro în primul an acum și suma va crește în anii următori pentru a tăia iarba în Alba Iulia. Deci plătim un orășel cu 70.000 pretinți de locuitori, plătim 1 milion de euro din bani publici în conturile a două firme private, prietene ambele, ambele legate umbilical de partid, partid, repet, partidul este în toate. Ambele sunt legate umbilical de partid. Una este de un partid, dar și acum și-a angajat un om al partidului, al PD-ului din Alba, iar cealaltă este condusă de fostul lider PD și șef la APM, domnul Vasile Todea. Luxor Leter, etern client al administrației publice. Și oamenii ăștia încasează 1 milion de euro ca să tundă iarba în oraș. E mult, o fi puțin,
nu știe nimeni. Cu cine am, cu oamenii cu care am discutat, mi-a spus că este exagerat de mult. Iar în ce privește parcările, ne iluzionăm dacă ne imaginăm că oamenii ăștia au un interes, cum să spun, un interes real în a rezolva această problemă. Au, domnul, vă dezamăgesc. Știu că sunt în, într-o consistentă contradicție cu dumneavoastră, apropo, dar nu, dar nu dați-mi voie să vă spun, domnule. Cred că asta este una din marile probleme ale noastre ca cetățeni. Eu întotdeauna am spus o chestiune. Eu, de exemplu, acum am fost, apropo de, ziceți, de mandatul ăsta parlamentar, am fost la o lansare de candidați la PSD ALDE, împreună cu pensionarii, la momentul 2014 sau când, 2016. Și am acasă ziarul, revista cu programul Partidului Social Democrat plus ALDE, apropo de alegeri. Și am zis, domnule, ăsta o să-l țin până în 2020. În 2020 îl pun în stânga și în dreapta îl pun să vedem ce au făcut oamenii ăștia. Aici există, eu acum am și libertatea să fac, cum să zic eu, cât de cât un inventar la ce și-au propus oamenii ăștia, ca să vedem dacă sub mandatul HAVA, din aceste două documente, planul de mobilitate urbană durabilă, și o să-i ofer domnului avocat marea șansă să spun, poate închide ochii și ipotetic o să-și imagineze săptămâna viitoare unde ar fi trebuit să parcheze mașina când se duce la curtea de apel și la tribunal. Și mai există încă un document, și pe ăsta îl iubesc mult de tot, strategia integrată de dezvoltare urbană. Astea sunt documentele, domnule, astea sunt documentele partidului și ale primăriei Alba Iulia, iar eu de acum încolo, la modul serios, o să pun în stânga acest... Înțeleg că sunteți pasionat de literatura fantasy. Nu. Dacă vreți, Tolkien, George R. Martin, există oameni care scriu mult mai bine fantasy decât acești oameni din primărie. Domnul, cum să cade? Pentru asta nu știu, dar eu sunt convins. În primul rând, aceste documente au fost aprobate în Consiliul Local. Foarte important, mai sunt vreo 20 de, sau nu știu, care, dacă s-o fi abținut vreo unul, care le-au aprobat de consilieri și sunt convins că autorii au luat și niște bani. Domnul Beleu, că pe domnul Alexandru deja îl supără, dar vă citesc, este hiperinteresant, domnule. Și document asumat public. Document asumat public, nu vreau să vă citesc cuvântul înainte pe care, la cel puțin la situl ăsta, l-are domnul primar, domnul ex-primar și domnul city manager, că pur și simplu cred că o să cer și o să mi se dea o diplomă, că plâng ca domnul Paul Voicu astăzi. Și zice domnul următoarea: planul de dezvoltare a regiunii centru pentru proclamarea, bla bla bla. În cadrul planului de mobilizare urbană durabilă, municipiul Alba Iulia, sunt considerate 10 priorități de dezvoltare. Nu vi le citesc toate, dar, că nu vreau să intrăm în ăla, dar haideți să vă spun câteva parcări care ar fi trebuit să apară. Realizarea unei parcări subterane, sunt încântat, în cadrul proiectului Park and Bike, în zona piața Ice Brătianu și în piața Consiliului Europei, cu extindere până în piața Iuliu Maniu. Deci ce v-am Atenție. Spus eu, aceea era. Piață subterană, dar numai că e interesant, pleacă din Brătianu, trece, asta cred că era începutul de metro pentru Alba Iulia. După aceea, realizarea unei parcări subterane în cadrul proiectului Park and Bike pe calea Ciugudului între șoseaua de centură și râul Ampoi. Super! Interesantă, râde, da? Asta este. Realizarea unei parcări subterane în cadrul proiectului iar Park and Ride pe calea Măuților la intersecția cu strada Vareze. Nu știu unde e strada asta, dar n-are importanță. E oricum tot în Alba Iulia. Realizarea unei parcări subterane supraterane în cadrul proiectului Park and Ride la descărcarea de pe autostradă Sebeș-Turda. Descărcarea asta cred că e în Mureș și nu au încă tehnologie. Iar asta este cea care sunt încântat, am mai zis-o. Realizare parcaje subterane, atenție, sub terenurile libere din curțile școlilor și amenajarea suprateranului în concordanță cu funcțiunea de educație-învățământ. Domnule, e fantastică, science fiction, Pepsi. Îți dai seama să te duci la școală, să intri cu mașina în parcarea școlii la subteran, să coboare frumos copilul acolo, este nemaipomenită. Care, domnule, măcar... Dar problema e că nu s-a făcut proiectul la Park and Ride, că dacă se făcea ăla Park and Ride, sigur le făceau și pe restul. Dar este Park and Bike. Asta e ăla Park and Bike, ăla nu s-a făcut, că dacă îl făceau pe Park and Bike, sigur făceau și astea subterane. Deci, domnule, noastră, la... aveți o vârstă.
chiar mai sunteți atât de naiv încât să credeți eu nu sunt aceste un om hârtii naiv, ale politicienilor? Domnul meu, Beicio, până la urmă, până la urmă, știți cum e? Un credincios îl judec după Biblie, eu nu-l judec după ce zice popa, mă înțelegeți? Eu așa am învățat. Eu pe un om politic, dar aici nu e vorba de politică. Domnule, astea sunt două documente care le-a făcut administrația Alba. Eu de ani de zile peste tot când unde citesc, domnule, dacă citești știrile din, din afara orașului, între ghilimele, totul este polei cu aur. Aici este cel mai tare din pacare, cel mai... Noi suntem pe primul loc, noi suntem primii care am luat Moody în znuchi, etc., etc. Asta și-a propus această administrație. Eu de azi încolo... că-s liber. Până astăzi am avut o reținere că nu vreau să-i crească cum să spun eu, starea de tensiune a domnului primar. Dar acum dânsul se duce la Bruxelles, eu rămân la Alba cu noroiul și cu mizeria și o putem discuta. Tensiunea iar pe domnul, pe domnul Voicu, dacă vorba dumneavoastră că substituie, Doamne ferește, dacă Doamne ferește, deși se pare că Doamne, Doamne, nu o să-și aplece vorba aia, urechea între ghilimele la gândurile noastre, o să-l înscăuneze, asta o să fie Biblia cu care a zis, domnule, uite ce ați promis să faceți. Domnul Nicușor Moldovan, nu știu dacă îl mai întreb, că s-am înțeles că o să lege o parapantă de avionul de Bruxelles și o să-l care și pe dânsul la Bruxelles ca să, nu, că trebuie oamenii luminați, trebuie să plece din Alba, că aici trebuie să rămână proștic, așa ne-a zis domnul primar astăzi, că aia de chiar că e o jignire să spui, asta domnule, dacă mai criticați, că dacă nu-l criticați, nu, dar eu nu critic, domnule, eu pur și simplu spun ceea ce zice dânsul și în dreapta ceea ce, eu nu l-am criticat, e un om ca bărbat politic, este jostolopul. Sincer, ca bărbat politic pentru care o ceată de aghiotanți care nu fac altceva decât să îi ridice o sanale și să îi rezolve problemele. Că n-aș vrea să ne prezinte cineva, cum îi spune, fișa, pardon, pontajul pe care domnul Mircea Alhava l-a semnat în ultimii 3 ani de zile la primăria Alba. Că o să avem niște surprize teribile. Bine, și deplasări peste deplasări, vizite de serviciu peste vizite de serviciu și asta. Nu, asta e problema. Ba este și aia o problemă. Evident că este, dar o primărie nu funcționează doar dacă e primarul acolo. Ar trebui să funcționeze și fără. O primărie, repet, într-un cadru normal și firesc. Dimineața la ora 8 te duci la serviciu, domnule. Dacă ai programul de lucru de la 8 la 4, la 8 te duci la serviciu. După aia du-te unde vrei tu. Există o mare, evident că există o mare, mare diferență între brandingul administrației publice locale, foarte bine făcut, cu fel și fel de articole corect, cumpărate în diverse publicații și apoi rostogolite mai departe, și realitate. La un moment dat țin minte că au scris, au trimis de la primărie un comunicat către toată presa locală în care spuneau Corriere de la Sera laudă investițiile din municipiul Alba sau la ceva. Note de Alba Iulia. Nu, ascultați puțin. Da. Corriere și am, evident, am zis să văd cine este de la Corriere de la Sera. Era un fel de blogger de la Corriere invitat să scrie din când în când. Și când am cerut poziția oficială a ziarului, le-am trimis în engleză și am spus, sunt ziarist local, vreau să știu când a fost omul ăsta acolo, de ce nu aveți o poză în articolul ăla, a chiar a fost sau a primit informațiile? N-am mai scris nimic. A fost evident o chestie de branding cumpărată, da? După care ne rostogolim aici, este, găsim pe cineva de la București și spune, frumos la Alba Iulia. După care zicem, uite ce a zis ăla, frumos la Alba Iulia, ce a zis ăla. Și automat... cum să spun, multiplicare. Nu, înlocuim faptele cu diverse surse de acolo și de acolo. Țin minte când l-am chemat acum câțiva ani pe colegul meu, pe Patrick Andrei de Hillerin, la Alba Iulia, am făcut o întâlnire cu câțiva colegul meu de la Cațavenci. Și a venit în Alba Iulia și a zis, mă, s-a uitat în cetate, a zis, ok, parat ok, făcut asta, străzi pietonale, asta. S-a uitat un pic, bă, avem piramidă, ce-i cu aia acolo, când prea e ca la Louvre, mă rog. După care l-am plimbat și am zis, păi uite mă, asta a costat atâta, a fost 60.000, aici e WC-ul ăla de 1.000.000 de lei, de 250.000 de euro un WC public, aici e 4 milioane Muzeul Principia, viitoarea hală de metrou, aici a costat 500.000, spațiul ăsta l-a luat ăla, și a ajuns la concluzie, zice, băi, prin Alba Iulia, zice, e mișto să mergi, așa, zice, vreun sfert de oră până nu se apucă Cristorian să-ți povestească ce cât a costat tot, ca apoi te enervezi, te ia cu nervi, da? Pentru că aici e marea problemă. Sigur că Nicolae Moldovan și oameni de acolo au făcut și, repet, s-au făcut și lucruri bune în primărie. Faptul că oamenii ăștia au scris proiecte e bine. Nu ai ce s-a întâmplat cu banii după. Că dacă vii și faci niște proiecte și spui aducem bani, iar apoi banii sunt sifonați în diverse sinecuri,
Da? Sau în proiectele alea sunt făcute, lucrează doi oameni, dar sunt plătiți patru, de fapt, care are nevoie și consiliera lui Hava și consilierul lui Hava de câte un post sinecură pentru pe fonduri europene, să mai încaseze pe lângă salariul încă câte 1000 de euro, atunci deja avem o problemă. Când toate proiectele alea sunt căpușate de aceiași oameni din primărie, da? Și de aceiași mici, cum să le zic, mici mameluci adunați în jurul stăpânirii și așa, e ca un viespar acolo, da? Și toți, cu cât ești mai aproape de mijloc, cu atât ai mai mult acces la ce înseamnă mâncărică. La polenul financiar. Da, exact. Ei, și atunci asta e problema. Nu că foarte bine că se aduc fonduri europene, dar dacă fondurile alea se risipesc, atunci avem o mare problemă. Că fondurile alea nu stă Angela Merkel să tipărească bani pentru Mircea Hava și pentru România. Sunt tot bani publici. Într-un fel sau altul și noi contribuim categoric, la ei. Sunt ne costă, publici. Ne costă. Noi contribuim la bugetul Logic. Europene. Că ne putem lăuda, repet, în comparație cu, știu eu, Pașcaniu. Și, ce frumos e la Alba Iulia, că la Pașcani n-au accesat nimic și uite cât am accesat noi. Da? Și un branding. Brandingul primăriei funcționează, repet. Sunt zeci, sute de articole plătite, de dar costă de primăria bine, brandingul, nu? Evident. Și ce produce pentru cetățeanul de rând? Păi, domnule, pâine și circ, panemet circenses. De când lumea, eu, dacă mă întrebați pe mine, nu sunt de acord să se cheltuie 1 milion de euro din banii publici pe Smiley, Cucurucu și să-mi cânte nu știu cine în piața cetății. Nu cred că ăsta este rolul administrației publice. Să-mi facă și zilele orașului, și zilele cetății, serile cetății, diminețile cetății, miercurea cetății, ziua orașului, ziua municipiului, ziua orășelului, ziua burgului, da? Ziua cetății. Zilele Bergambir, zile nu știu ce, da? Nu e ok. Poți să faci normal evenimente, e revelion, ok, poți să dai un foc de artificii, deși personal nici cu ăla nu sunt de acord. Dar să vii să pompezi 1 milion de euro în fel și fel de evenimente, în pâine și circ, ca să iasă oamenii să spună, a venit Albanu la Alba Iulia, wow, acest boniem al anilor 80. Da, din domnul păcate Beleu. Nu se dă numai pe jumătate, pâinea nu se dă, numai circul. Acum 2000 de ani dădeau aia pâine și circ, acum dau ăștia numai circul. Unde o să mergeți luni dimineața să parcați mașina când vă duceți la sală, de exemplu? Da. În care din parcările astea? Aveți copii? Aveți bănezi, sigur, nu? Da, sunt la școală? Da, sunt la școală. Și duceți la școală, nu? Și ducem la școală. Și e festival dimineața în jurul școlilor. Mai ales în jurul școlii 7 aici în cetate. E o nebunie, e blocat pe toate părțile. Peste tot, și pe Moldove, dar peste tot. Dom'le, este parcare subterană, n-ați găsit-o încă. În curtea școlii, domnule, este parcare. Mă, eram curios, bă, fratele meu, cum se poate face o parcare subteranoană în curtea unei școli care primește copiii la școală? Este așa noaptea minții. Iartă-mă că spun. Teoretic se poate, cred că știința și tehnica ar putea am să facă. Am înțeles, am priceput, da. E ok, e fezabilă. S-ar putea, cred că există soluție tehnică. Ok, am înțeles, dar n-a descoperit. Nu le mai dați idei că o să facă niște studii de fezabilitate mâine, poimâine și o să vedem cum mai zboară câte 50.000 de euro pe la diversi arhitecți și prieteni ai primăriei care mai desenează frumos ceva și... Deci, nu primim pâinea, primim numai circul, da? Primim numai circul. Și după părerea dumneavoastră, circul să continue? Circul se continuă atâta timp cât cetățeanul din Alba Iulia permite acest lucru. Circul ăsta nu continuă pentru că cum spunea cineva, unii sunt mai proști sau mai deștepți. Continuă fiindcă cetățenii acestui oraș nu reacționează. Și nu reacționează nici la vot, nu se mobilizează. Sunt oameni de bună credință, oameni care au viziune, oameni care au competențe. Oamenii nu se implică. Când discuți cu ei, zic, domnule, implică-te, du-te, înscrie-te într-un partid politic, înscrie mai mulți, duceți-vă acolo, ca să împingeți lucrurile înainte, să nu mai rămână aceleși găști. Deci oamenii stau departe, se uită, așteaptă, da, de-ar veni cineva să facă. Nu o să vină nimeni. Totul stă în puterea cetățenilor. Dacă cetățenii vor realiza că așa nu mai merge, vor putea împinge lucrurile. Dacă vor sta și vor aștepta să vină un tătuc să le facă, știți care e problema? Că cetățenii nu doar că sunt neinformați de foarte multe ori, sunt mințiți cu bună știință de către autorități, de către primărie. Niciodată primăria în zecile de comunicate și reclame și tot, n-a ieșit vreodată să spună, păi, sunteți de acord sau să... în acele minunate consultări publice pe care tot politicele fac. N-au ieșit să spună vreodată, ați vrea să dăm 250.000 de euro să ne cânte 3 zile Moga and Friends?
să vedem pe Loredana și pe Dorian Gray și cine se mai dezbracă pe scena din Al Doilea. Sunteți de acord pe banii ăștia? Că după aceea nu mai poate să vină cu marele afiș să spună intrarea liberă, gratis, concert gratis. Nu e, domnilor, gratis. Când a venit Bonnie Tyler, i-ați dat 50-60 de mii de euro. Lui Albaniu i-ați dat 60 de mii de euro. Sunteți de acord fiecare albaiulian să scoatem câte un euro jumate din buzunar sau 2 euro ca să cânte Loredana Groza în Piața Cetății? Sau, mă rog, cine cântă? Da. Repet, egal. Nu sunt împotriva câmpeneștilor per se, însă nu cred că asta este rolul unei administrații. Nu sunt agenție de promovat talente, primăria nu este firmă de organ, impresariat artistic. Da? Corect, da. Primăria trebuie să facă altceva. Primăria trebuie să ofere firmelor private care au concesionat cetatea să facă evenimente. Da. Tot ai dat terenul ăluia, fă, domnule, pe trecere, adu pe cine vrei tu să cânte Metallica. Adu-l privat, să vină la Alba Iulia, așa, asta e, da? Dar nu din banii publici. Din nou, nu din bani publici. Dar asta se întâmplă peste tot. Generează sponsori, generează activități care să poată să sponsorizeze, dar nu tu ca primărie. Dar apropo, că aș vrea să spun această chestiune. Citesc pe site-ul primăriei, că încerc să țin și eu pasul cu comunicarea primăriei, care e teribil de consistentă, sunt încântat de-a dreptul. Era la transparență decizională, la dezbateri publice, un anunț, dezbatere publică, sper să nu greșesc datele, oricum n-are importanță, în data de 25, cred că am reținut, cred că 25 sau 24 iunie, ceva de genul ăsta, anunț, se organizează dezbatere publică pentru modificarea regulamentului de funcționare a pieții agroalimentare de jos din oraș. Atenție! Data organizării dezbaterii publice 26, a doua zi, domnule, la modul serios, astăzi dă anunțul, îi afișat acolo, mâine la ora 10 și da, regulament că, și pentru tot. Pentru că fiecare albaiulian când se trezește înainte să-și bea cafeaua, intră și scormonește pe site-ul primăriei. Haideți să fim serioși. Nu, bun, eu sunt de acord, dar scuză-mă, dar ideea în sine, domnule, dai anunțul 25, că tu faci consultarea publică în 26, deci mesajul mi s-a... Și vă spun eu că s-a făcut și a fost bine, da, au fost bine trei cetățeni, exact. S-au consultat unul pe altul, a venit cineva și a zis, bine, e bine. Temă, am bifat încă o temă și sunt, e gata, lucrurile sunt rezolvate. Deci este până la urmă că asta demonstrează și de multe ori mă gândesc, dumneavoastră, asta este statul paralel. Asta este statul paralel. Statul paralel, din punctul meu de vedere, în România, este acel stat al autorităților și al instituțiilor care îi sunt tot timpul... Care funcționează paralel cu... interesul cetățeanului. Exact. Da, instituțiile publice formează statul degeaba, credeți-mă. A, bun, asta este efectul. Degeaba. Asta e efectul. Asta e efectul. Cei mai mulți. Nu toți, există cazuri de oameni profesioniști în toate instituțiile, n-am spus niciodată, nu? Cineva trebuie să și lucreze în instituțiile alea. Și lucrează, dar, în realitate. Nu sunt în funcțiile de forță, de conducere, de decizie și nu sunt majoritari, din păcate, în nicio instituție publică din Alba Iulia sau din Alba, din câte știu eu. Încă n-am întâlnit un loc unde lucrurile să funcționeze brici, unde totul să spui că e ok, unde să nu găsești pe Ghiță de la partid, pe Vasilică de Văr de Al Doilea, pe prietenul lui prietena și așa mai departe. Unde să auzi că concursurile sunt într-adevăr corecte, sunt, că există acea meritocrație. Nu, meritocrație înseamnă câte afișe ai lipit, cât de mult ai cotizat la partid, cine e mama, tata și verișorul. Asta e situația. Și mergând așa, da, pentru că am avut cazuri, că am scris, de exemplu, despre oameni, am scris despre cum i s-a creat acel post cu dedicație doamnei consilier Dadi, la care a participat singur la concurs, a luat toți alți consilieri înainte să plece Mircea Hava la Bruxelles, le-a lăsat posturi de șef, 2-3. Am găsit angajatul de la, că am scris în glumă exact de acel, că am scris despre chestiunea cu, acum câteva zile în AB News, de chestiunea cu regulamentul de la piața agroalimentară, care era altfel un fel de butaforie, pentru că ei oricum se înțeleseseră cu prefectura, hai să contestăm, să nu mai contestăm, faceți să fie bine și ok. Și acolo este un domn care taie chitanțe pe 4.000 și de lună, 4.000 și de lei pe lună, da? Este un domn angajat pe post de consilier în primăria Alba Iulia, Iosif Boian, are și studii de drept, din mesajul cu semi-amenințări pe care mi l-a trimis și l-am postat, nu cred că a terminat, nu pare să fi terminat clasa a 8-a, însă domnul acela lucrează pe 4.000 și, domnul care îi spune primarului, fostului primar, domnul Havana.
În toate țările spune Havana. Ne-am și amuzat de acum, am spus că asta e în sfârșit o poreclă bună pentru Mircea Havana. Păi am plecat spre Havana, acum s-a oprit la malul Atlanticului, dar poate trece dincolo. Sunt mai multe astfel de cazuri de oameni, de sinecuriști, care stau și cum adică tai chitanță? Că nu înțeleg. Asta face, stă și tai chitanță la piața din centru oamenilor. Și pentru asta are un salariu de 4.000 și pentru care are studii de drept, a terminat dreptul, da? Deci sunt fel și fel de astfel. Încadrat pe FG, evident, cu studii superioare. Evident. Am și atunci, astfel de cazuri nu e un caz singular, sunt mulți. Știu de caz la Bazin și o să le tot public pe Abenius încet, încet, cu oameni, cu sinecuri, cu posturi, oameni care știu 2.000 de euro, da? De aici e problema. Asta e marea problemă, că sunt oameni sub și dacă cineva, vă gândiți, oameni care pleacă în străinătate, da, termină și o școală la modul serios făcută, nu din asta la seral, prin corespondență deschisă la distanță și pe temiri unde, că mai sunt ăștia care fac sportul la facultatea de sport la distanță, ID. La FF, da, și ajung după aceea să lucreze pe la primărie, nu dăm caz că am scris despre doamna Loredana, viitoarea lui soție, i s-a făcut post de jurist la azilul de bătrână și sunt în cazuri de astfel de oameni, de sinecuriști, că asta sunt în sinecuri, deci cea mai mare parte a posturilor pentru ce sunt sinecuri și atunci sigur că nu funcționează pentru că oamenii acolo nu sunt puși să nu merg să lucreze, ei nu merg la adică merg la serviciu, cum era vorba aia, mă duc la serviciu, nu la muncă, adică da? Primesc pentru niște beneficii, evident, poate. Primește salariu și iertați-mă un salariu, deci sunt oameni care au în alba iulea 1000 de euro în domeniu public, da? Da, public. Ba, pentru că nu fac nimic. Da. Există, da. Și atunci te mir da. Că tineri care au 25 de ani și au terminat facultatea preferă să plece în străinătate pentru că nu poți, în domeniul privat nu îți dă nimeni 1000 și de euro, da, așa. Veniți mâine să tăiați niște bilete la noi la intrare de 1000 de euro pe lună. Categoric, da? Pentru că bugetul, cum să zic, eu nu-l aprobă consilierii. Nu ești trebuie să fii din gașca domnului Havana. Domnul avocat, a zis apropo de cetățean, că până la urmă e clar că dacă nu se schimbă lucrurile, dacă cetățeanul nu schimbă, să zicem, atitudinea, ok, se duce la vot, dar în intervalul ăsta de 4 ani, de luni încolo, uite, de luni încolo, apropo de ce vreți, de parcare, de sensuri giratorii, de ce vreți, ce ar putea să facă cetățeanul? La cetățeanul, pentru că ajung la următoarea concluzie. Din nefericire, asta este o boală a românului. Românul se implică în momentul când interesul personal este afectat. Ați văzut? Dacă s-a pus problema cu parcarea din jurul blocului 180, toată lumea a ieșit acolo și s-a mobilizat. Când s-a discutat regulamentul care l-au retras, că l-a atacat apropo de parcările publice, n-am văzut mare zarvă în oraș. Deci omul când interesul lui imediat e afectat, are atitudine când nu stă chită și situația respectivă îl afectează. Că nu l-afectează mâine dimineață, dar poi mâine 100% l-afectează. Pentru că uitați-vă, nu știu câtă lume se gândește cât timp pierdem noi în Alba Iulia ca să găsim un loc de parcare. Sau să coborâm dimineața la 8 din cetate jos în centru. Sau să mergem după amiaza înspre Șard, din zona spitalului, să mergem spre Micel Șard și să treci pe la intersecția de la stadion. Cât timp pierde omul? Face cineva o socoteală? Bă, fratele meu, cam mult timp mirosesc eu în mașină de-a moaca, numai pentru că locuiesc în acest oraș mart. Păi, ce poate să facă cetățeanul? Păi cetățeanul da. Poate în primul și în primul rând trebuie să se implice. Că spuneați dumneavoastră că când e afectat interesul personal, reacționează asta și demonstrează. Păi asta demonstrează că tocmai asta e lipsa de implicare a cetățeanului. Trebuie să știe că dincolo de pragul casei există un interes comun și ceea ce afectează pe altul poate afecta mâine și pe el. Și atunci trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Cum? În primul rând, sigur, mergând la vot. Să meargă toată lumea la vot. Dar implicându-se, v-am spus, implicându-se în zona politică, vrei, nu vrei, într-o democrație, așa cum o fi ea, conduce o majoritate politică, un partid sau o alianță. Și atunci trebuie să fii implicat acolo, câți ori vrea, câți vor fi de bună credință, cât cred că pot face lucruri bune pentru societate, pentru oraș, pentru administrație. Vor fi implicați mai mulți oameni, cu atâta acea formațiune sau acea
alianță politică care va ajunge să administreze un oraș sau să dea un primar, va fi mai de bună calitate. Că până la urmă, tot ce ni se arată, siglele n-au suflet. Siglele sunt bune sau rele în funcție de cei care sunt în spatele lor. Ele sunt date de oameni. Și de asta, dacă nu ne implicăm și spunem, da, domnule, acolo e unul în funcție, ăla îi taie și spânzări, eu nu mai am ce căuta acolo. E o greșeală. Noi trebuie să știm că putem vorbi liber, că ne exprimăm liber, că avem libertatea de a candida, că avem libertatea de a alege, avem libertatea de a implica, avem libertatea de a merge la consultările publice, atenție, și de a ne spune punctele de vedere. Dar, domnule, dacă ei le fac peste noapte, așa, și nu știe le nimeni... Le fac peste noapte? Da? Păi aici e problema, că aia spuneam eu mai devreme, că ele discutam la început că de ce nu vin contracandidați. Păi le fac peste noapte, fiindcă nu avem contraponderi politice, unde să fie interes de a avea candidați viabili și de o parte și de alta. Sau de adică să înțeleg că până la urmă acum practic noi avem un singur, bine, realitatea și asta demonstrează că la noi, cum zic eu, nu există stânga-dreapta, la noi e mașina cu volanul pe centru. Nu există stânga-dreapta, nu doar în Albelea, în România. În România, categoric. Gândiți-vă că, în primul rând, spuneați de oameni că, cum să spun, sunt oarecum dezinteresați și nu reacționează decât atunci când li se aduce atingere lor directă. Realitatea asta demonstrează. Da, pentru că România a fost 40 de ani sub comuniști, în care li s-a spus oamenilor că proprietatea, mă rog, cât a fost, prea mult oricum, da. După care de 30 este sub un neocomuniști, sub neonomenclatură, da? Aceiași băieți, copiii acelorași băieți de la partid s-au rupt în diverse aripi și au făcut PSD, PDSR, PNL, că nu mai sunt niciun, lăsați-mă cu liberalismul, nu sunt în PN, PD, PMP, toți, bine, sunt toți o apă și un pământ, da? Și după ce 40-50 de ani ți s-a spus că ai ajuns și ai tras linie și ai zis, băi, nu mai vrem comunist în democrație, și atunci nu mai există conștiința bunului public, comun. Încă există o reticență a oamenilor. Tot ce e o chestie la comun, nu e ca aia. Nu, oamenii nu sunt conștienți că bugetul public e al lor, că ăla care pune două pavele și dacă pune două în loc de trei, de fapt, pavelele alea, o pavelă a fost furată și din buzunarul lui și din buzunarul fiecăruia, nu există o conștiință. Și mai apoi, de 30 de ani, toate partidele s-au perindat de-a stânga la drâmba la guvern, și nimeni nu a făcut, mă rog, nu a făcut nimic. Am fost trași de europeni, de țările occidentale, am fost trași cu forța pe după ei, băgați cu forța NATO, pentru că deși nu avem, în afară de poziția strategică, nu avem nimic, armata noastră sunt niște pistolari cu pistoale de cauciuc, am fost intrați în Europeană pentru că era o chestie strict politică, economic și nimic, nu suntem, ca dovadă că după 10 ani încă nu avem autostrăzi, n-am fost în stare să legăm Constanța de vestul Europei, spre exemplu, ca să zici că avem autostradă, deci nu e, și oamenii sunt sătuli, iar chestia asta cu politica, n-aș zis, merge până acolo să spun că politica e singurul, partidul e singura soluție de a te implica. În Alba Iulia există o mare, spre exemplu, o mare, mare nevoie de ceea ce se numește societate civilă. Adică și ONG, nu numai în Alba Iulia. Există unul, două ONG-uri, știu pe băieții de la Forum Apulum, care se mișcă și sunt activi și încearcă să facă, ei se concentrează, în schimb, pe liceeni. Nu există societate civilă, cum există în București sau în Cluj, ONG-uri active. Da, corect. Cum există și nu există niște nebuni frumoși cum era, cum e Nicușor Dan la București, care s-a ambiționat cu acel Salvați Bucureștiul, de unde a pornit această nouă mișcare USR-ul, și care zi și noapte stătea cu echipă de oameni pe toate hotărârile consiliilor locale și Consiliului General din București, urmărea toate actele și hârtiile ce țin de urbanism și spunea, băi, acolo nu e ok, acolo nu e ok, ataca în instanță, da? La noi nu se întâmplă nimic, la noi e un haos urbanistic și zicem, uite ce frumos ne-am dezvoltat și am atras fonduri europene. Domnule Beleiu, apropo de partid, domnule, stau să mă gândesc, dacă mă întrebați personal, deocamdată vă spun, domnule, nu găsesc un partid la care să ader cu toată libertatea. Dar cum să mă înscriu, de exemplu, într-un partid care procedează de maniera următoare? Face ședința biroului județean și zice, ăla urmează la primărie, pentru că așa vor mușchii noștri. Dom'le, asta nu mai e democrație. Asta, din punctul meu de vedere, este dictatură de partid. Atunci, ce libertate am eu care, nu, zic că m-a lăsat Dumnezeu cu 1,5 cm de inteligență, să mă scriu într-un asemenea partid, la modul serios. Sau
pot să dau și contraponderea, nu vreau să zic mai mult, domnule, cumnatul e director acolo, sora e directoare dincolo, păpușa e directoare dincolo, la modul serios, și ei n-au nici înclin, nici în mânecă cu cum îi spune, cu activitatea respectivă, nici măcar n-au limbajul. Am întâlnit o speță în Alba în care cetățeanul care a fost numit diriguitor într-o instituție importantă, clar că importantă, domnule, n-avea minimum de limbaj. Este ca și când eu mâine mă duc să pledez în instanță și nu cunosc termenii minimali. Nu știu cum se spun la doamna aia care stă acolo pe podium. Confund grefiera cu judecătoarea. Ce e grefiera, domnule? Și chestii de genul ăsta. La modul serios, cum aș putea să mă duc eu într-un partid care zice, de mâine domnul Voicu rămâne, că așa vor mușchii noștri? Ce fel de... De ce nu vine, să zicem, organizația municipală, eu știu, un gen de... Hai, domnule, să facem la nivelul partidului o chestie electivă, să o mimăm, să vedem cine ar întruni sufragile. Nu, tătucu spune ăsta, rămâne în locul meu și toată lumea, da, șeful, să trăiesc șeful. Da, exact ce spuneam mai devreme. Partidul e dat de calitatea oamenilor. Dacă oamenii au o calitate fantastică, domnule, că, da, de exemplu, acest partid are o calitate, dată un europarlamentar, deci, din Alba, doi chiar, sau nici nu știu. Nu știe nici măcar o limbă străină. Da. Orice și l-am partid trimis la Bruxelles. Da, e dat de calitatea oamenilor. Ori, în momentul când au un statut și nu funcționează după statut, adică nu mai vorbim de un partid, vorbim de o gașcă. Deci aici e diferența între un partid și o gașcă. Dați-mi un partid atunci. Că eu sunt sincer, dați-mi un partid, domnule. Uite acum spune, ăsta e partidul. Pentru nu, că... partidele sunt, oameni la vârf ne trebuie în acele partide. Nu ne trebuie, păi, asta e, forma ca atare există, a, că da, exact cum aveți și dumneavoastră acolo, acel plan de mobilitate urbană, așa, forma? Există forma, da? Dar trebuie să-i creăm structura, trebuie să-i creăm fondul, trebuie să aducem oameni acolo. Aici există oameni acolo. Nu, ne trebuie oameni, păi nu, ne trebuie oameni care respectă acea formă. Asta ne trebuie. Aici avem noi problema. Deci la noi, din nefericire, ajungem la aceeași. Problemele noastre sunt de fond. Fond, de substanță. Pentru că problema esențială, indiferent despre ce discutăm, când place ideea asta în România, sistemul e de vină. Dar întotdeauna în România, când se discută de sistem, excludem din această din această entitate, din această, eu știu, din acest univers teribil, omul. Elementul cheie esențial în orice sistem este omul. Este omul. De ce discutăm? Devine instituția statului. Da. Păi instituția aia n-are suflet. E o formă. Omul care reprezintă acea instituție. Dacă cine ar reprezenta instituția respectivă ar fi un om de bună calitate, de bună credință și competență, îi zice, vai ce bună e acea instituție. Așa e și cu un partid. Așa, da, este. Care e problema cu partidul? Nu știți povestea? Nu era vorba pe timpuri, că la partid mergi cu ideile tale și mergi cu ideile partidului. Asta e problema. E problema, eu cred că totuși în vremurile actuale nu mai putem chiar discuta sub forma asta. Sigur, realitatea ne demonstrează că asta este... Deci, gândiți-vă că, repet, nu o să revenim la listele, da, pentru europarlamentari, da? Deci PSD-ul a trimis niște șulfe în Parlamentul European, PNL-ul niște șulfe. Da? Deci oameni nepregătiți din vechi baroneți, peste tot, da? Poți să vii să-mi spui în 2019 că revoluționăm Bruxelles-ul cu Vasile Blaga și cu Gheorghe Falcă. Ma, serios? Sau cu Rovana Plumb și cu Maria Grap, cu băiat, fata, ne iartă-mă, cum o cheamă pe doamna aia, nu mai știe limba română, Maria Grapini, da? Da, 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 da. Deci cu aia rupem noi pisica în două la Bruxelles. Păi haideți să fim serioși, nu, astea sunt partidele. Astea sunt cele mai importante partide. Partidele mari din România, da? Partidele care le trimit la Bruxelles și noastră ce de oameni. Păi nu sunt, partidele fac cum vor ele. Nu există cum să spun, nu există ca la americani un sistem de vot preliminar în care oamenii în interiorul partidelor candidează și electoratul, membrii de partid sunt chemați să-i voteze. Nu, nu există preliminari. Dar noi se întâlnesc ei într-un birou și o tărăsc cine îi. Și asta cu puțin noroc în birou, că de cele mai multe ori să fac întâlnirile între 3-4 șefi la o crâșmă și zic, băi, îl punem pe ăla și îl facem pe ăla, da? Și las că cu aia trei vorbesc eu și cu aia las vorbești tu și am rezolvat, avem majoritatea. După care stabilesc ce și cum, da? Și dacă cumva unul are atitudine, ori îl zbori afară din partid, ori îi spui, vezi că... Păi, n-am nimic cu domnul Hava, persoana, spune, nu poți să trimiți la Bruxelles și să-l prezinți ca mare lider al fondurilor, un om care nu știe nici o limbă străină.
Nici măcar trei cuvinte. Păi nu poți să mergi la Bruxelles, take photo, please, thank you. Păi nu, deci avem omul ăsta, ce face acolo? Cu cine comunică? Cum? Haideți să revenim, să lăsăm să zboare liniștit, să-și vadă liniștit de Bruxelles, să revenim în sătucul nostru de proști. Că de acolo, la modul serios, așa o să-i... Pentru mine, mesajul de final astăzi ăsta a fost. Domnule, culmea este că natalitatea la segmentul ăsta de populație pe care dânsul l-a încadrat ca proști, adică și eu am rămas siderat de afirmația asta, domnule, am înțeles că natalitatea este peste țările din Africa și din zona asiatică. Deci proștii se nasc în orașul ăsta așa la greu. Parcă se multiplică la xeroxurile color. Ce facem? Ce facem în condițiile astea? Că m-am întrebat la un moment dat și revin cu întrebarea. Îi aducem domnului Hava aminte de acel paradox, că dacă ăia proști sunt cei mai mulți, se aducem aminte că a câștigat ultimele alegeri. Da? Cei mai mulți din care au votat, l-au votat pe dânsul. Nu. Cine l-a asta, votat? Cetățenii din Alba Iulia, la toate alegerile pentru primărie, da? Dacă dânsul constrăge... Dar nu l-au votat, ăia sunt... Ori sunt cei mai mulți într-o parte, ori în alta, nu pot fi în ambele părți cei mai mulți. Fie cei care l-au votat sunt cei mai mulți, fie ceilalți sunt cei mai mulți. Știți cum e? Și atunci își răspunde singur la întrebare. Deci continuă circul, domnul avocat? Eu cred că va continua circul încă un an de zile. Numai un an? Numai un an. Vă spune speranța în 2020? Eu îmi spun speranța în 2020 că totuși lumea va înțelege că lucrurile trebuie schimbate. Vă dezamăgesc. Pe bune vă dezamăgesc. Vă dezamăgesc. Ieri am fost la o ședință la un... Și spun la Consiliul Local Vințul de Jos. S-ar putea să facem o emisiune. Dom'le, există oameni care, cum să spun eu... Eu nu pot să înțeleg cu atâta vehemență, de exemplu, susțin PSD-ul cu atâta vehemență încât am zis, bă, fratele meu, între activistul de partid pe care îl cunoșteam înainte de 1990, când făcea învățământ cu noi, învățământ politic și ne ducea în sală la locul de muncă și ne prezenta realizări și vorbea cu atâta convingere și acea doamnă care are studii și care... Cum să zic eu, atât de mult elogiază partidul, care partidul acum ar trebui să se retragă undeva, eu știu, în delta Dunării, la Tichile sau cum îi zice Leprozeria, să stea acolo un an de zile ca să se vindece de toate bolile, pentru că, iertați-mă, dacă l-au băgat pe un om la închisoare meritat, nemeritat asta justiția, nu înseamnă că problemele din partidul respectiv s-au rezolvat. Și nu vedeți că cu atâta, cum să zic eu, e ca și copilul ăla care mi-o spar geamul și o cerut iertare, se duce stradă, pune mâna aia pe piatră și se apucă să dea în geam. Păi ce să-i fac, bă, fratele? Îmi zidesc geamul, că asta e soluția. Domnule, renunț la geam, că nu pot, că la asta n-am ce să-i fac. Exact aceeași chestiune se întâmplă și acum. Păi asta se întâmplă și acum. E problema nereformării partidelor. Păi cine să le reformeze, domnule? Cu oamenii din interior, la modul serios, în partidele... seculare, nici nu știu cum să le spun, nu văd cum poți, că n-ai cum, ce să faci acolo, că acolo e ca și în casa în care e grasie. N-ai toate soluțiile astea cu spray-uri pentru povești. Radiată jos, deci dărâmate, domnule, dar nici măcar nu mai zidit acolo, zidit în altă parte. N-ai cum, nu vedeți că de acum toată lumea a început, ei sunt perfecți, sfinți, pe la săracul lor închise, ei toți sunt nevinovați. Pentru că asta este, toată culpa o punem în cârca unui om, ca și cu comunismul. L-am împuștat pe Ceaușescu și am crezut că am scăpat de comunism. Hai, domnule, să-ți povești. Că ia cântă și după coada de la primărie ne demonstrează că tabieturile au rămas. Mâine se reformează PSD-ul. Mâine? Mâine, înțeleg, că au cu doamna Veorica, va fi fost aleasă șef la PSD. Mâine sau sâmbătă viitoare, mâine. Nu, că dar nu neapărat. Astăzi și-au validat candidaturile. Dați seama cum va arăta PSD-ul reformat cu Viorica Dăncilă în postul de președinte al domnul PSD și premier și tot ce trebuie. E probabil a ținut un loc Liviu Dragnea, așa cum ne va duce în anul ăsta, care a mai rămas să va pune în aplicare tot ce e ridicol. Bun, și haide ca să nu e fiu, bun. Să nu se zică că am divorțat de PSD-ul, să
acțiunea de la nivelul județului Alba și de la nivelul primăriei Alba Iulia, apropo de urmașul domnului primar, nu face parte tot din aceeași regie, la modul serios. Evident, de asta spun, pentru... Deci, ultimii 30 de ani au demonstrat că partidele nu sunt capabile să vină cu ceva nou, nici ca oameni, nici ca proiecte, da? Pentru că ne trezim, cum am spus, în 2019, cu aceiași oameni recuperați de prin guvernările 2004, cu aceiași oameni plimbați și duși, deci cercul nemuritorilor. Iar problema este că din spate nu vin oameni, n-am văzut la PNL, spre exemplu, un tineret să vină cineva, domnule, asta e clasa nouă, noi suntem tineri, sau la PSD. Adică oricât ar vrea domnul viitor europarlamentar după ce este Anglia din UE, nu. Domnul Negrescu. Da. E un tânăr, sigur, dar puterea lui în PSD pare să tindă spre zero și influența lui în PSD la fel și așa mai departe. Adică, trebuie să spun, marile sforțe trag tot acolo unde trebuie, la baroneți, da? La baronii locali. Nu aveți grijă că domnul primar a declarat că n-a fost, nu este și nu va fi niciodată din nou. Păi, am înțeles. Și eu pot să spun mâine că n-am fost și nu sunt roșcat, dar asta rămâne la latitudinea altora să zică despre mine, dacă sunt sau nu. Înțeles. Pot să zic ce vreau despre mine. Deci, nu. Tot mai credeți, domnul avocat, că... Eu tot mai cred. Eu cred că totuși generațiile... s-au schimbat. Să ne gândim că cei care s-au născut, care au avut, nu știu, 10 ani în 1990 sau care s-au născut după 1990 au 30 de ani, au 40 de ani. Deja oamenii nu mai pot gândi cum au gândit cei care au fost supuși unui regim comunist, unui sistem sistematic de formare a omului nou, apropo de ce înseamnă bun comun, ce înseamnă responsabilitate civică, și oamenii vor reacționa, nu mai sunt așa de ușor de prostit. Eu asta cred, generațiile care vin nu vor mai fi așa de ușor, să mă exprim mai plastic, de dus cu preșul. Domnul avocat, îmi pare rău, dar trebuie să vă contrazic. Nu neapărat pentru că eu deja sunt din altă zonă. Bine, cred că sunt într-un fel, într-un moment al, hai să zic, al evaluării. Am trăit 30 de ani înainte de comunism și azi mâine fac 30 de ani după comunism. Da. Înțelegeți? Vreau să vă mărturisesc, n-am intrat în niciun partid, dar vreau să vă mărturisesc că promovarea asta cu atâta elan de generația tânără, generația de după Revoluție, etc. Păi vreau să vă spun că contextul în care a trăit generația de după Revoluție în România, din multe puncte de vedere, este mult mai prost decât contextul în care am trăit eu. Eu, ca să fac o facultate, am dat un examen unde erau 3-4 oameni pe un loc. Acum să intre, dau, domnul Alexandru mustăcește că e din tânăra generație, dar din nefericire avem o altă problemă, domnule. Uitați, gândiți-vă la domnul Hrebenciuc. Domnul Hrebenciuc, fiul dânsului, din tânăra generație, l-a crescut, din punctul meu de vedere, cam în aceleași tabieturi. Nu vreau să dau nume, dar și la nivel local există tineri care ferească Dumnezeu să intre în politică sau să dorească, care îți crescut cam în același. Deci avem, mă mai gândesc la domnul Șova, care e coleg de breaslă cu dumneavoastră, mă gândesc la domnul Boureanu, deci am câteva, mă gândesc chiar și la luminatul și extraordinar de grozavul domn Victor Ponta, care cum să ia cătă, domnule, l-am făcut pe domnul Victor Ponta acum un om de stânga care, cum să zic eu, parcă e lumina de la capătul tunelului. Bine, și acum să înțeleg că suntem irecuperabili ca și nație. Eu spun că să fim ponderați. Eu sunt ponderat, dar eu am încredere că totuși lucrurile vor fi schimbate și nu mă gândesc neapărat la cei care au apărut pe un anumite și chiar politic sau cu anumite funcții și care au avut un anumit comportament, o anumită atitudine sau vechele metehne. Nu la acei oameni mă refer. Eu mă refer la modul general, la modul general de educare și de reacționare a populației. Păi gândiți-vă că a venit momentul 1989, momentul 1990. Noi, foarte mare parte din actuala populație încă nu știe ce înseamnă votul. Nu știe ce trebuie făcut cu el și ce forță are votul. Nu înțelege. Nu înțelege că el e liber să voteze, să gândească. Nu înțelege. Foarte mulți merg așa ca și cum
ai duce o turmă la stână. Deci nu e normal. Încă nu gândim în sensul ăsta, dar uitați-vă câți tineri, așa cum sunt ei, merg și muncesc în străinătate. Oamenii acolo văd o administrație normală, da. Oamenii se comportă normal, poliția se comportă normal, circulă pe autostrăzi, sunt remunerați pentru munca făcută și trebuie să faci un lucru, apropo de lucru bine făcut, trebuie să faci ca să fii remunerat. Deci oamenii ăștia încerc să învețe ceva. Și ce se întorc aici, se comunică, există... Deci eu aici îmi pun speranța. Nu că apar pe aici, pe acolo, câte unii care au aceleași metehne ca și ceilalți sau mai rău. Dar oamenii ăștia care spuneți dumneavoastră și te las, domnul Alexandru, oamenii ăștia care se întorc înapoi, domnule, o să li se taie din elan în 3, 4, 5 ani de zile un aspect, pentru că s-o lovesc de nebunia care este birocrație și toată mizeria din țara asta. A doua chestiune, foarte greu oamenii ăștia o să ne penetreze, că se vor bloca acolo unde constată și Alexandru, la nivelul 3. Ei nivelul 2, 1 și nivelul 0 greu vor accede. Eu în lumina meciurilor de fotbal ale naționalei de tinere vreau să cred că totuși încerc să fiu puțin optimist, să cred că lucrurile se vor schimba și prin implicarea tinerilor, nu atât prin implicarea tinerilor în partide, cât prin taxarea la vot, ceea ce s-a și văzut ultima dată. E și o altă chestiune. Astăzi, nivelul de informații, deși este, cum să spun, un milion de surse de informații și există fake news și oamenii pot fi mai ușor mințiți, însă pot să și găsească adevărul dacă vor. Pentru că oricât l-ai mințit pe un om, nu poți să-l minți tot timpul. Da? Și atunci, toți acești, de asta mă gândesc și la oamenii din Alba Iulia, care încet, încet, după ce se vor fi dărâmat castelele de nisip construite de administrație din cuvinte meșteșugite, da, vor vedea că pică cetatea, că se topesc cărămizile și își vor pune întrebarea, bine măi, dar pe ce am dat totuși acei 100 și de milioane de euro, da? Pe ce s-au dus? Când bazoreliefurile de la poarta 3-a se topesc la ploaia mai mare, da? Și își vor pune întrebări, bine măi, dar dacă voi ați atras atâtea fonduri și ați făcut atâtea, de ce nu am un loc de parcare în 2019? De ce autobusul e o joarsă de acum nu știu cât timp? Și stai puțin, dar de ce dăm 5 milioane de euro acelui privat ca să ne dea cu autobusele? De ce nu e făcută șoseaua acolo? De ce sunt casele mici, mari, mici, mari, nu există o noimă urbanistică? De ce avem, de ce permitem să construim cartiere noi cu străzi de 2 metri lățime? De ce se întâmplă multe și le văd încet? Și ca picătura chinezească și oricât ar veni și orice coriere de la Sera și evenimentul zilei și cine mai vrea să scrie capital, să scrie că e frumos și minunat la Alba Iulia pentru că a venit și a văzut puțin. Da? Cine vrea să vadă Alba Iulia ar trebui să meargă prin Țigănime 90.210, în Ampoi 3, Ampoi 2, Ampoi 1, da? În Pâlclișa, în Șard, în Moarda, așa? Și acolo să vadă Alba Iulia reală, nu bucata asta de cetate în care s-a investit extraordinar de mult, care, repet, arată decent, mai departe de chici, de clopote, de milioane de statui și alte aventuri urbanistice. De asta zic, e... Domnul Beleu, un minut pentru a transfera din optimismul dumneavoastră către telespectatorul care, uite, de la 50 de ani în sus și locuiește în municipiul Alba Iulia. Cum am spus mai devreme, eu mi-exprim speranța la fel ca și în perioada exodului, când evreii au ieșit din robie și s-au dus în tărâmul făgăduinței să devină din robi stăpâni, eu cred că și la noi acum a ajuns undeva, suntem pe finalul călătoriei. Acolo au fost 40 de ani. Au fost 40 de ani. Și de ce? 10. Da, de ce? Păi ne gândim, de ce? Că puteau să ajungă într-un an sau mai repede acolo, fiindcă nu poți să iei un rob și să-l faci stăpân în secunda 2. Deci 10 ani de zile mai avem, da? Probabil mai avem 10 ani, poate mai avem mai puțin. Apropo de discuțiile care le aveam cu ieșirea în exterior a tinerilor, cu ceea ce văd ei, ceea ce... Eu cred, eu mi-exprim speranța că lucrurile se vor schimba și prin forța celor care vin din spate și au altă mentalitate. Altfel... Stimate telespectatoare și stimați telespectatori, un gând de ultimul moment. Aș vrea în mod special în această seară la despățire public
ca să demonstrez că totuși cred că sunt încă om, să-i mulțumesc domnului primar Mircea Hava pentru lucrurile bune care le-a făcut în municipiul Alba Iulia, să-i spun că îl iertăm pentru lucrurile proaste care le-a înleznit și câteodată le-a și generat, să-i dorim sănătate și să dea Dumnezeu ca la Bruxelles să facă mai mult pentru oameni decât pentru sine. Vă mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră, vă dorim o seară bună, la revedere!